Aia e din Caholici. Aici este Piratul Grigo și cred că știți ce sărbătoare urmează după cum sunt îmbrăcată și cred că știți și ce băutură urmează. Deci să începem, mateloți! It's not a game, it's a Captain Morgan, un rom perfect pentru perioada de Halloween. Și pentru că vreau să fiu un pirat autentic, dar nu am un papagal, o avem pe Emma, care este ajutorul de nădejde cu nasul fin. Dar întâi să vă explic de ce sunt îmbrăcat așa. În primul rând, îmi place, și în al doilea rând vine Halloween. Fun fact, aceasta este o sărbătoare a celților, care credeau sau cred în continuare că pe 31 octombrie spiritele intră în contact cu cei vii, și în această zi magică, acestea coboară sau urcă după caz, iar oamenii se îmbracă în monștri ca să alunge spiritele rele. Și cum eu sunt fanul numărul 1 al superstițiilor stupide, o să vă dau câteva dintre preferatele mele. 1. În noaptea de Halloween se folosesc alune pentru vrăji, pentru că este considerat ca diavolul să fie culegător al acestor fructe. 2. Dacă în noaptea de Halloween vezi vreun păianjen prin casă, înseamnă că un spirit drag te veghează. 3. Se spune că noaptea de Halloween, dacă participi la o cină, e bine să vorbești în timpul mesei ca să încurajezi spiritele să participe și ele. Păi și codul bunelor maniere care ne spunea să nu vorbim în timpul mesei? Oricum, în România lumea doar se costumează și bea, deci back to our business. În 1944, compania Seagram din Canada a început să producă rom sub labelul Captain Morgan Rum Company. Acum știți ce urmează? Storytime. Șeful șefilor de la Seagram, domnul Samuel Bronfman, a cumpărat distileria Long Pond de la guvernul jamaican. Printre cumpărătorii de rom de bază de la această distilerie se afla și o farmacie numită Levy Brothers din Kingston, capitala Jamaicii. Familia Levy cumpăra romul, adăuga ierburi și condimente, îl matura și apoi îl îmbutelia. Domnului șef i-a plăcut atât de mult acest rom, încât a cumpărat drepturile. Cum ar fi o viață în care poți să cumperi ce vrei tu? Pe parcursul timpului, locurile de producție s-au schimbat. A existat și o mică oprire în Puerto Rico, dar astăzi toată producția este în insulele Virgine. Destul de tropical. Dar cum se face acest rom? Haideți să vedem! Romul Captain Morgan este distilat din trestie de zahăr. Trestia este folosită încă din Egiptul antic pentru băuturile alcoolice, dar a devenit o metodă super cunoscută abia în secolul XVI. Combinația dintre tipurile de drojdie implicate în fermentație, metoda de distilare, de maturare și de blending dau romului această aromă caracteristică. Romul este realizat din melasă, apă, mix de grâne și drojdie. Captain Morgan nu este un rom distilat în recipientele acelea gigantice, ci pe coloane. Odată distilat, acesta se pune la maturat în butoaie de stejar timp de un an, apoi se adaugă condimentele, care sunt o rețetă secretă, dar toată lumea știe că vin din Caraibe. Până în 1984, Captain Morgan a devenit al 7-lea cel mai mare brand de alcool din lume și al 2-lea cel mai bine vândut din Statele Unite. Să vorbim puțin despre elefantul din cameră. Captain Morgan, acest personaj iconic pentru romul de pretutindeni. Vom începe prin a spune că Captain Morgan chiar a existat. Numele lui era Sir Henry Morgan și înțeleg că era destul de nemilos după, cum spune porecla lui, Henry cel Teribil. Totuși, era respectat de echipajul lui și avea un renume în fiecare port în care ajungea. Așa că a devenit guvernatorul din Jamaica și a stat acolo până a murit în 1688. Deci, Captain Morgan chiar a fost un pirat și este inspirația din spatele acestui logo. Domnul pirat Henry Morgan nu a avut nicio legătură cu brandul de rom, mai ales că acesta a fost înființat abia în 1944. Don Mites este desenatorul celebru care este responsabil de logo-ul Captain Morgan. Fun fact! În ziua în care acesta s-a dus să-și prezinte propria versiune de logo la Seagram, acesta a uitat desenele pe capota mașinii, așa că a trebuit să strângă desenele de pe toată strada înzăpezită. Aparent a fost cu noroc. Pe lângă varietățile clasice de rom, White, Black, Original Spice, Captain Morgan are și niște arome mai îndrăznețe. De exemplu, Captain Morgan Tiki, care este o ediție limitată cu aromă de mango și ananas, Captain Morgan Loconut, care da, ați ghicit, are lichior de cocos, sau Captain Morgan 100 Proof, care are cea mai mare concentrație de alcool, 50%. Bei astăzi, mor mâine. Sau Captain Morgan Tattoo, care are arome de citrice și a fost realizat ca să concureze cu Jägermeister. Există modalități infinite să bei acest rom, pentru că poate fi amestecat cu o grămadă de băuturi și tipuri de lichior. Plus că cele mai cunoscute cocktailuri au rom în ele. Daiquiri, mojito, piña colada, dar noi o să-l facem pe cel preferat de producătorul meu, Cuba Libre. Dar noi o să facem creepy Cuba Libre, pentru că am acest pahar incredibil de dubios. Este super simplu. Avem nevoie de rom evident, cola, gheață și lime. Punem gheața în pahar, apoi stoarcem lime-ul peste gheață, pentru că așa spune Dumnezeul nostru Jamie Oliver și cine suntem noi să contrazicem, apoi adăugăm romul și cola.
Dacă v-am făcut puțin chef de o petrecere de Halloween sau de un Cuba Libre bunuț, nu uitați să vă abonați, să dați like și să aprindeți clopoțelul pentru notificări. V-am pupat! Salut, România!